Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Ne regăsim la emisiunea Realitatea în politică. Astăzi vom discuta despre oportunitatea alegerilor parlamentare. Însă înainte de a începe să dezbatem acest subiect deosebit de important, vreau să vă aduc la cunoștință, deși probabil că marea majoritate a dumneavoastră știți, că și astăzi, din păcate, am avut recorduri negative din punct de vedere a infectărilor cu COVID-19, dar și a deceselor. Am avut un număr record astăzi, 5.028 de cazuri și 82 de decese la terapie intensivă, peste 800 de persoane. Din păcate, iată, situația se agravează, dar cu toate acestea, alegerile parlamentare programate pentru data de 6 decembrie vor avea în mod evident loc și vom vedea atunci ce se va întâmpla după ce alegerile parlamentare se vor încheia. Însă, astăzi, despre instituția Parlamentului vom discuta în sens larg, dacă timpul ne va permite, pentru că această instituție, am spus-o, o spun în continuare și nu o spun numai eu, spune legea fundamentală, este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, este compusă din două camere, Camera Deputaților și Senat, iar deputații și senatorii sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat potrivit legii electorale, iar cetățenii organizațiilor aparținând minorităților naționale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la un loc de deputat în condițiile legii electorale. Cetățenii unei minorități naționale pot fi reprezentați numai de o singură organizație. În legătură cu funcțiile Parlamentului, pentru că aici o să discutăm foarte, foarte clar pe acest subiect, cetățenii români fiind dezamăgiți, dacă pot să spun așa, de modul în care această instituție își realizează obiectivul fundamental, acela de a adopta legi care să fie în slujba cetățenilor și nu a propriilor interese, cum s-a vehiculat în ultimii ani, pot să spun, iar în topul instituțiilor, ca încredere, Parlamentul ocupă primul loc într-un top al neîncrederii, datorită, zic eu, și unor acțiuni care au avut loc în mass media, când anumiți parlamentari au fost surprinși în diferite ipostaze, faptul că ei înșiși și-au majorat salariile, diurnele, ei fiind practic cei care exercită această funcție legislativă. Evident, după anul 2003, Curtea Constituțională a căpătat atribuții importante în sensul că atunci când o lege ajungea la Curtea Constituțională sau anumite articole din ea, fie sesizarea aparținând deputaților, senatorilor sau președintelui României, în acest moment, după anul 2003, deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii și au putere numai pentru viitor. Însă, privitor la funcțiile Parlamentului, cea mai importantă funcție, repet, funcția legislativă, a doua funcție importantă, funcția de control parlamentar, o funcție care necesită foarte, foarte multe controverse în virtutea numirilor care s-au făcut din punct de vedere politic, funcția de alegere, formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale, funcția de conducere în politica externă, funcția de stabilire a direcțiilor principale activității sociale, economice, culturale, statale și juridice și funcția privind organizarea internă și funcționarea sa. Din păcate, și cu asta închei, un alt mod prin care cetățenii și-au exprimat neîncrederea în instituția Parlamentului este că parlamentarii, odată aleși, nu răspund în fața electoratului pentru faptul că nu-și duc la îndeplinire promisiunile din timpul campaniei electorale, deoarece mandatul este unul reprezentativ și nu unul imperativ, o să dezvoltăm poate acest subiect, și mai mult decât atât, faptul că în ultimii ani nu votează potrivit propriei conștiințe, ci respectă linia trasată de partid. În caz contrar, au fost cazuri când au pierdut susținerea partidului din care făceau parte sau au fost revocați dintr-o anumită funcție. Pentru a dezbate oportunitatea alegerilor parlamentare din acest an,
Am doi invitați de marcă și încep cu domnul Alexandru Petrescu, fost ministru al comunicațiilor și societății informaționale. Bună seara, domnule ministru, bună seara și bine ați venit în emisiune. Mulțumesc de invitație. Și George Simion, care este co-președinte Alianța pentru Unirea Românilor. Bună seara, domnule Simion, și bine ați venit în emisiune. Bună seara, credeam că m-ați retrogradat în grad, că a început transmisia pe Facebook cu mine ca vicepreședinte și pe bara asta de jos, dar mă urcați dumneavoastră. Sigur. Și, da. Și în grad și în Parlament. Ar fi bine dacă aș putea să fac asta. Alții, e nevoie de astfel de oameni. Acolo noi nu avem acces, nu prea ne simpatizează. Prima întrebare pe scurt. Credeți că evoluția COVID-19, din ce în ce mai gravă în România, ar fi impus amânarea alegerilor parlamentare? Despre cele locale, ce să mai vorbim? Au fost amânate odată și pe 27 septembrie au avut loc. Care poate opinia dumneavoastră? Ar fi trebuit să grăbească alegerile parlamentare din 6 decembrie. Avem un parlament care mai mult are rol onorific și de care trebuie să ne debarasăm cât mai repede. Și avem un guvern care în mod clar este depășit de situație, nu face decât să mimeze unele măsuri luate în exterior. N-am văzut nimic legat de imunitatea românilor, n-am văzut nimic pentru a încuraja românii, doar pentru a-i speria, pentru a-i intimida. Lucrul ăsta se întâmplă cu cetățeanul de rând, se întâmplă cu afacerile românilor și se întâmplă în România timp de 30 de ani. Este nevoie de o schimbare urgentă și de asta nu cred că trebuiau amânate. Mai încercau unii și alții să amâne pentru că nu sunt pregătiți pentru alegeri și pentru că vor să se agațe de funcțiile lor vremelnice. Dar, după cum se vede, nu vor să facă nimic bine pentru poporul român. Da, domnul ministru Alexandru Petrescu, care opinia dumneavoastră? Oarecum împărtășesc din ceea ce domnul Simion a enunțat aici vis-a-vis de Guvernul României, cu câteva amendamente, că încearcă să mimeze ce vede în afară. Cred că era bine dacă măcar avea o tentativă să emuleze din polițiile sanitare a țărilor membre a comunității Uniunii Europene. Peste tot vedem că politicile sanitare au evoluat de la momentul februarie până astăzi. Oamenii de știință, specialiștii, înțeleg mai bine comportamentul din punct de vedere virusologic al acestei epidemii. Strategiile se schimbă și ele se adaptează bazate pe noile înțelegeri și cunoștințe asimilate în ultimile 8-9 luni, dacă nu mai bine. Numai la noi părem că suntem blocați în aceeași strategie ca zonă semimilitarească, care are doar două viteze, stop and go, ori te închide, ori te lasă. Nu există niciun fel de abordare graduală, nu pare să existe niciun fel de abordare științifică. Ce se întâmplă în Horeca e un exemplu extrem de bun, cum a fost și înainte menționat. Avem pe lista Institutului de Sănătate Publică lista enumerate, puse ierarhic, de la cel mai mare risc epidemiologic la cel mai mic și Horeca se află undeva la subsolul clasamentului ca și riscul, riscul cel mai mic și totuși sunt absolut blocat. Păi numai săptămâna trecută, cred că au fost deschiși și închiși de vreo 4 ori. Odată au fost închiși, cam atins 1,5 pe scala 1,53, știți cum se pune acum la 1000 de locuitori, după aceea au schimbat raportarea, iar au închis, iar au deschis. Deci nu mai e antreprenor în Horeca și în general antreprenor să nu fie în perioada asta, dar cei din Horeca, cu mulți dintre ei, o parte mai cunosc eu de la nivelul asociațiilor reprezentative, sunt absolut frustrați și pe bună dreptate, da, dreptate sunt frustrați. Și dacă ceva mă înfioară mai mult decât orice, dincolo de cifrele pe care dumneavoastră le-ați enunțat, cifrele la care vă mărturisesc, nu credeam că o să ajungem. Nici eu n-aș. Dar uite că am ajuns. 5028. Ceea ce mă îngrozește este că stăm aici la această masă, vorbim, avem aceste cifre pe masă astăzi și nu avem un plan. Adică nu te poți aștepta ca ceva să se întâmple diferit dacă nu faci ceva diferit între timp. Se va întâmpla același lucru ca și până acum. Cifrele vor crește, presiunea pe sistemul sanitar crește. Românii o să-și piardă locurile de muncă, asta. Despre asta e vorba. Domnul ministru, cred că aveam și noi 4 domenii în care cât de cât ne mai descurcam din punct de vedere a locurilor de muncă și a zonelor în care afacerile românești să prospere. Horeca, 400.000 de locuri de muncă distrus. Transporturile,
distruse, mai ales prin adoptarea la nivelul Parlamentului European a pachetului de mobilitate care dezavantajează grav firmele de transport românești. Corect. Și care și interne, practic și arată că nu avem o piață unică europeană. Mai avem un pic construcțiile care încă merg, dar după o asemenea criză nu o să mai meargă nici ele. Și mai avem IT-ul, pentru că noi așa încă suntem forță de muncă ieftină. Corect. Câteva cifre, că ele de obicei sunt mai elocvente decât orice. Avem 1,6 milioane contracte reziliate sau suspendate. Pe șomajul tehnic am avut doar 200.000 de români. Deci noi efectiv nu știm ce se întâmplă cu circa 1,4 milioane de români, dacă oamenii ăștia primesc vreun tip de sprijin financiar de undeva, de unde își pun o pâine pe masă. Deci nu știm nimic despre acest lucru. Într-adevăr, toate sectoarele au intrat într-un regres extrem de accentuat. Au rămas două sectoare încă în dinamică și ele sunt construcțiile, care au avut un 0,3% față de anul trecut și IT-ul 0,26%. Deci aici să vă explic de ce. Fiindcă au fost reglementate niște exceptări fiscale, astfel încât și construcțiile, dacă țineți minte, prin ordonanța 114, li s-a permis anumite facilități fiscale și IT-ul iar la tot ce înseamnă impozitul pe salariu au și acolo o serie de facilități speciale pentru sectorul lor. Deci, până la urmă, au fost inspirate guvernele PSD, fiindcă socialdemocrații au fost la guvernare la aplicarea acestor facilități, să le acorde, fiindcă au crezut în industrie și uite, ele până la urmă au livrat, fiindcă sunt singurele care mai contribuie astăzi cât de cât la PIB-ul ăsta absolut sugrumat, din care nu știu ce o să se întâmple să știu. Da, fiindcă amândoi cunoașteți foarte bine relațiile cu românii din afara granițelor țării. Avem 5-6 milioane de cetățeni români în străinătate. Anul trecut, în ciuda, eu știu, protestelor și modul defectuos în care s-au organizat alegerile europarlamentare din anul 2019, din luna mai, în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale din 2014, atunci s-a luat măsura pentru românii din străinătate să se poată preînregistra pe portalul vostrinătate.ro pentru vot prin corespondență și să voteze timp de 3 zile. Anul trecut la alegerile prezidențiale, în turul 2 de scrutin, au votat circa 1 milion de cetățeni români. În mod evident, ar fi trebuit ca în momentul în care pandemia se apropia și de România, pentru că în statele unde erau foarte mulți cetățeni români, în Spania, 1.280.000 sunt, în Italia, acolo știu mai mulți, Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, guvernul României nu a luat practic măsuri preventive pentru a fi pregătiți de a face față a ceea ce urmează în perspectivă. În data de 15 martie s-a introdus starea de urgență prelungită încă o lună. Măsurile le știți și dumneavoastră și întrebarea mea este, pentru că românii din străinătate au dovedit că sunt mai patrioți decât românii din țară, prin modul în care s-au manifestat, prin felul în care ei sunt receptivi la orice fel de acțiune culturală întreprinsă în străinătate. Sunt români care plâng atunci când se intonează imnul de stat sau anumite cântece patriotice, ceea ce la noi nu se mai întâmplă. Însă, întrebarea este pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că amândoi cunoașteți foarte bine fenomenul prin care statul român întreține legăturile cu românii din afara granițelor țării. Guvernul trebuia să ia măsuri prin care să preîntâmpine acel exod al cetățenilor români din străinătate, pentru că se apropiau și sărbătorile pascale. 2. Avem decât 800.000 de cetățeni români posesori de pașapoarte CRDS, adică cetățeni români cu domiciliu în străinătate. Mulți lucrează fără forme legale și, prin urmare, nu beneficiau de asistență socială, asistență de sănătate și așa mai departe. Evident, veneau în țară unde puteau să primească astfel de ajutoare, fiind aici înregistrați. Cum a reacționat, din punctul nostru, statul român în relația cu cetățenii români din afara granițelor țării? Domnul Simion, în păcate, văzând multe lucruri, eu am 34 de ani. Mulți n-ai. Am văzut multe. Știu. Nu i-aș spune nici măcar stat român. I-aș spune un stat anti-român, în care dublu standard este la el acasă.
când ne trebuie diaspora și trebuie să ne voteze și trebuie să-i mințim pe oamenii ăia cu pensiile speciale și cu câte și mai câte, insistăm pentru drepturile lor și pentru secții de votare, da, și pentru vot. Da, au fost 845 anul trecut în străinătate. Online, acum da? O să fie foarte puține, cam 5%. Că nu ne mai trebuie, nu ne mai preocupă subiectul românilor din străinătate, care numai în diaspora, ca să-i zic așa, numai în emigrația economică sunt 6 milioane, mai sunt și comunitățile din jurul granițelor și din Balcani, comunitățile da. Istorice care ajung la 5-6 milioane de vorbitori de limbă română. Da? Da. Poporul ăsta al nostru e mult mai mare decât îl cred unii oameni mici de astăzi care ne conduc și care ne-au condus în ultimii 30 de ani. Un alt dublu standard. Păi avem pandemie sau nu avem pandemie? Să-i oprim pe cei care vin acasă și să le spunem stați acolo, stați acolo, nu veniți, dar totodată să trimitem muncitori, da, când ne cere mami Merkel la Berlin pentru sparanghel, da? Da. Nu începem școlile sau lăsăm copiii acasă la așa zisa școală online, de fapt o utopie, și totodată organizăm alegeri și locale și parlamentare, ca să ne punem rapid pe funcții oameni. Păi ce înseamnă asta? Și asta au făcut-o toții. Da, și mai mult decât atât, preocuparea principală atunci a guvernanților era organizarea de alegeri anticipate pentru a acapara toate pârghiile puterii politice. Pentru că se punea... Asta e proiectul de țară. Da, noi am venit în fața românilor și în această campanie electorală o să venim cu proiectul nostru de țară și cu viziunea noastră pentru România, dar se pare că anul acesta, 2020, proiectul de țară care ni s-a prezentat erau alegeri anticipate. Exact. Asta era. Da. Despre ce vorbim? Da. Domnul ministru. Din păcate, strategia de apărare în fața acestui virus a fost purtă cu stânga. Și ce avem de la începutul anului până acum, doar o politică a contradicțiilor. Cum foarte bine ați remarcat, am început anul 2020 totuși cu o lume întreagă din care în mare parte deja a intrat sau intrase în calvarul COVID-19. Noi, din motive pe care nu le înțeleg, dar acum începem să le deducem mai bine, eram oarecum feriți și ne simțeam așa într-o bulă de siguranță extrem de falsă, după cum s-a dovedit. Eu vă aduc aminte că, inclusiv din vârful administrației prezidențiale, li se reproșa celor care la televizor și spuneau, domnule, este un pericol iminent, trebuie să luăm măsuri. Da. Se spunea, domnule, este o simplă răceală, haideți da. Să fim serioși, importante sunt alegerile, fiindcă lumea nu mai suportă, Parlamentul nu mai suportă, în fine, putem discuta și pe tema asta și aici am oarecare rezervă și niște comentarii adiționale la ce s-a discutat până acum. După care am intrat într-un lockdown, toată lumea închisă în casă, amendată. Dar autocare, amendată, anticonstituțional, corect, neconstituțional, și pe de altă parte noaptea zeci de autocare făceau convoi de prin toate părțile României și ajungeau la aeroporturi și de acolo oamenii erau duși cu avioane venite cu linii speciale, este absolut cu linii speciale, inimaginabil autocare aduse din Slovenia, pentru că transportatorii români nu aveau voie să muncească. Inimaginabil ce s-a întâmplat, nimeni nu a dat niciun fel de explicație. Eu totdeauna când am ocazia nu vreau să dăm uitării aceste episoade absolut negre. Și aceiași oameni care au gestionat și au permis, ba mai mult, au organizat toate aceste lucruri, vin acum și cer din nou votul și diasporei, și romilor din țară, și tuturora, și se cosmetizează iar în îngeri salvatori. Mi se pare absolut, absolut abominabil. Suntem în continuare într-o politică sanitară total greșită, care se dovedește greșită, că uite-te la cifrele care cresc scăpate de sub control. Chiar astăzi vedeam la știri, Slovacia, premierul slovac a ieșit și a anunțat în următoarele 3 săptămâni o testare în masă. Absolut tot cei dincolo de vârsta, peste vârsta de 10 ani, vor fi testați în masă. Este o decizie benevolă a fiecăruia, dar cei care aleg să nu se testeze sunt obligați să stează prin metode constituționale,
sunt obligați să stea 10 zile în casă în izolare. Astea sunt măsurile, pe de o altă parte îl avem pe Anthony Fauci în Statele Unite care spune da, domne, așa trebuie, testarea în masă este soluția. Ai Centrul European de combatere a bolilor care spune da, population-wide testing, adică testare în masa populației este soluția. Și ai un premier Orban care l-am văzut astăzi spunea nu, domne, testarea în masă nu e nevoie, este o prostie, nu trebuie să urmăm această cale. Deci trăim într-o contradicție cu toată lumea civilizată. Ne afundăm în această criză pandemică cu efecte, pe lângă sanitare, sociale, economice și de tot felul. E clar că suntem într-o direcție greșită. Vis-a-vis de alegeri, dacă mi-aș dori alegeri, mi-aș dori să stopăm direcția greșită în care mergem. Pe de altă parte, am o preocupare extrem de mare vis-a-vis de organizarea alegerilor, fiindcă am avut dovada alegerilor locale, unde peste tot, de la reprezentanții guvernamentale auzeam, domne, alegerile au fost bine organizate, numai că evaluarea unor alegeri într-o pandemie se stabilește cel puțin la o perioadă egală cu perioada în care există incubația virusului, că doar nu scădea virusul pe picior și zice, domnule, am plecat și că ne-ai organizat bine. De-abia acum vedem, de la 27 septembrie, 10, 12, 14, 15 zile mai târziu, au crescut cifre de la 3.000 de infectați, am ajuns la 5.000 și din păcate, e posibil să ajungem și la cifre și mai mari de atât. Publicitate, revenim. Se uită mulți la noi, da. Probabil o să și sune la telefoanele redacției pentru că pot intra în direct. Trebuie să vorbim despre cele două modele existente la nivel internațional. Numai că după o scurtă de publicitate, revenim. Avem tot timpul din lume. Distribuiți, dragi prieteni. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Mă
Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Am revenit în studio, dragi telespectatori. Apropo de măsurile care s-au luat cu ocazia instituirii stării de urgență, am spus-o de multe ori și o spun și acum, guvernul nu a făcut referire la articolul 53 din Constituția României, cum că restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți poate fi permisă numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, desfășurarea instrucției penale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și prevenirea răspândirii unei calamități naturale, a unui sinistru sau dezastru deosebit de grav. Însă, restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să nu fie aplicată în mod discriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății. E adevărat că atunci, prin ordonanța de urgență numărul 1 din 1999, am avut instituit, practic, cadrul legal de a se apela la starea de urgență atunci când minerii veneau spre București. Guvernul Radu Vasile a adoptat într-o noapte ordonanța de urgență numărul 1 din 1999. Altfel, nu aveam cadrul legal de a putea institui starea de urgență. Iată că în condițiile actuale, când foarte multe cazuri apar de COVID-19 în România, totuși mergem mai departe cu măsurile care se iau în timpul stării de alertă, dar să sperăm că după alegerile parlamentare, care în mod evident, și aici vreau să-l întreb pe domnul George Simion, afectează partidele mai mici, care nu au posibilitatea de a-și face cunoscute programele, proiectele, în sensul că în cadrul campaniei electorale sunt interzise acele manifestații, acele întâlniri care pot aduce atingere, știu eu, sănătății, așa cum prevăd în acest moment reglementările, ceea ce practic avantajează principalele partide, PSD, PNL și, bineînțeles, alianțele cu care aceștia sunt în acest moment prieteni. Da. Care e opinia dumneavoastră? Au fost prieteni și ei între ei. Bineînțeles. Păi, s-a văzut la... până ăștia 30 de ani. Evident. Nu știu cât de mult mai contează la actualele partide parlamentare doctrină. N-am de gând să mă vait, să mă plâng, pentru că... Numai că ce scuze, avem un telefon și imediat vă dau cuvântul. Da, bună seara! Bună seara! Îmi cer scuze că vă deranjez din dezbatere. Sunt un cetățean al statului român și un simpatizant al unionistului George Simion. Nu știu dacă o să mă recunoască. Am văzut dezbaterea dumneavoastră în această seară și am și o întrebare pentru domnul Petrescu. Da, vă rog. Am văzut că dumneavoastră ați făcut afirmația că numai străinii plâng, le vine a plânge când se intonează un cântec patriotic. Este fals, adevărat, total fals. În emisiune sau când? N-am făcut niciodată afirmația asta și nici în emisiune. Am văzut mai devreme, tocmai de-asta. Nu, eu am spus că în străinătate, de ce Titi Sultan a spus că în românii sunt mai emoțional vis-a-vis de valorile românești. Sunt mai patrioți față de valorile și identitatea națională, în sensul că ei plâng de fiecare dată când se intonează imnul de stat sau anumite cântece patriotice. În timp ce la noi emoția nu mai e atât de puternică. Afirmat. Poate am înțeles eu greșit. Da, eu am spus asta. Tocmai asta vreau să vă confirm și eu că românii sunt foarte
miloși, așa, foarte moi la suflet. De exemplu, eu am fost la un eveniment al lui George Simion în Piața Victoriei și când s-a intonat un cântec patriotic, am plecat de la fața locului pentru că nu puteam să rezist, să stau acolo. De emoție, nu? Și am înțeles. Suntem și noi românii. Dacă îmi permiteți, domnul Buzatu, un comentariu. Și eu sunt oarecum de acord cu dumneavoastră. Eu sunt un om care am trăit 20 de ani în Marea Britanie. Deci din diaspora, mai din diaspora, nu se poate. Și la un moment dat am luat hotărârea să mă întorc în țară undeva în 2012. Păi, și... tocmai ce spunea și... Da, încerc să spunem. Tocmai ce spunea și George Simion, dacă vreți să vă întoarceți în țară, noi românii de aici din țară, vă așteptăm cu brațele deschise. M-am și întors, uitați-mă aici. Cu nimeni. Sunt la București. Nu avem nimic cu nimeni care... Păi normal că nu avem. Dar ce vreau să zic, dar într-adevăr, există... Există o emoție puternică a românilor care sunt în străinătate, care e naturală. Oamenii pleacă din locurile natale și automat te atinge în suflet mult mai puternic. Dar și românii din țară, să știți că mulți dintre noi, nu e vorba că trebuie să verși o lacrimă, că nu, emoția fiecare ne-o manifestăm în mod diferit. Dar eu și mulți alții rămânem pătrunși. Un politician care a vărsat o lacrimă când s-a intonat. Nu e vorba de vărsa lacrimă, că nu asta face un român mai român, nu lacrima. Să știți că eu nu prea vărs lacrimi de fel, dar asta nu înseamnă că... Spuneți-mi un ministru care atunci când a depus jurământul a fost implicat, deci, sentimentul de răspundere. Vă spun eu, l-am avut de 3 ori ministru și am depus jurământul la Cotroceni. Da. Este un moment unic care, într-adevăr, l-am resimțit sufletește foarte puternic. Știți cine mi-a destănuit asta? Domnul ministru Petre Daia, aici în emisiune. Da. Mi-a zis, domnule, de fiecare când am depus jurământul de ministru, am simțit în sângele meu că o emoție, că o răspundere deosebită mă va... Nivelul de responsabilitate pe care l-am când strâng mâna președintelui, indiferent este președintele României, este o emoție extrem de mare și eu am resimțit-o. Vă rog, domnul Buzatu, spuneți. Ok, încerc scuze că intervin. Am și eu o întrebare și am un răspuns pentru domnul Petrescu. Da. Răspunsul în felul următor. Mă rog, e o sugestie mai mult. De ce apare și pe la emisiune și încearcă să participe la dezbatere și la astea din partea PSD? Pentru că eu de aici, ca și român de rând, muritor de rând, am văzut realitatea pe față. PNL egal PSD egal urmași și lumea i-a luat la ochi de rău, așa cum i-a luat și pe ceilalți. E aceeași chestie. Nu e nicio diferență în ziua de azi între partidele astea, 3-4 care sunt în vârf. Am înțeles. Singura diferență care este între vârful de astăzi care s-a format și cei care vin din urmă. Dacă îmi permiteți, de ce particip în numele PSD-ului, fiindcă sunt membru al Partidului Social Democrat, valorile mele stau pe zona de centru stânga. Înainte să fiu în PSD, chiar vorbeam cu domnul Sultan în pauză și cu domnul Simion, am fost în Partidul Laburist în Marea Britanie. Felul meu de a fi, caracterul, personalitatea mă plasează într-o zonă de empatie socială, chiar dacă meseria mea, cariera mea profesională a fost în general în zona bancară, poate o zonă care tinde să fie mai mult liberală de dreapta, dar sufletește, eu mă simt un om de stânga. De asta sunt în Partidul Social Democrat. Nu cred că există partide perfecte, să știți, dar în partide sunt oameni. Și oamenii încearcă să schimbe partidele și eu sunt dintre cei care încerc să aduc o contribuție de bine, să știți, Partidului Social Democrat. Sunt oameni care înțeleg rolul meu și mă lasă să mă manifest și să cresc. Am crescut și eu într-un partid, sunt din 2010, uitați cum trec ani, cred că de peste 10 ani. Să știți că este un partid în evoluție și multe sunt așa. Eu am amici, prieteni, cunoștințe în toate partidele din România și peste tot, să știți că sunt oameni de calitate, în PSD, în mod special, oameni de foarte bună calitate profesională. Frate Cosmin, sunt oameni mulțumesc de telefon, dar părerea mea este că sunt oameni de calitate în toate partidele politice, într-adevăr, dar nu sunt lăsați să ajungă la vârf.
oamenii valoroși din interiorul PNL, PMP, ce mai sunt acolo, nu sunt lăsați să fie nominalizați pentru o funcție, pentru că sunt alte interese. Iar la conducerile de vârf, și PSD-ul, și PNL-ul, și restul sunt bine, bine înțeleși. Și acum domnul Sultan ne-a întrerupt și îi mulțumesc pentru telefonul lui Cosmin Buzatu și celorlalți care sună, care se uită la noi în număr mare, care distribuie emisiunea la care ne-ați invitat. Vorbeam de pandemie. Există două modele la nivel internațional și sunt tare bucuros, măcar la dumneavoastră, să le pot spune. Da. Pentru că... Mulțumim mult, domnul Buzatu. O seară frumoasă. Mulțumim. Da. Spuneți de modelul ăsta cu testările, cu carantina, cu izolarea. E un model agreat în vestul Europei, doctorul Fauci din America. Pentru cealaltă parte este modelul suedez, în care viața trebuie să continue normal pentru a salva locurile de muncă, pentru a salva economia, pentru a salva și pe ceilalți bolnavi. Că sunt multe alte boli, maladii, alte simptome, așa este, care trebuie tratate. Da, da. Al treilea model este modelul românesc, în care facem afacerile ca până acum. Afacerile pentru cei care sunt la vârful bucatelor înseamnă hoție. Afacerile care s-au purtat cu măștile. Ce s-a întâmplat cu spitalele. Criza și faptul că n-am putut mări, deși am înțeles că vin niște fonduri de la Uniunea Europeană pe care nu le-a văzut nimeni, n-am putut mări numărul de paturi. Locuri în spitale, da. La ATI. Păi ce înseamnă asta? N-am luat nicio măsură concretă pentru a îmbunătăți imunitatea populației. Institutul Cantacuzino a fost pus pe butuci de mafia medicală. Cercetătorii de la Institutul Cantacuzino mi s-au plâns de domnul Raed Arafat, de domnul Alexandru Rafila, de domnul Cercel, care sunt contracandidații mei la Camera Deputaților și la Senat pentru Parlament în București. Oamenii ăștia, mi se pare că au pus Institutul Cantacuzino, care era printre cele 12 institute la nivel internațional de o asemenea amploare. Oamenii ăștia au avut niște rezultate care nu îi recomandă pentru un post de parlamentar. Noi vorbim în numele unei generații noi care s-a săturat și de aceste interdicții și de încălcarea libertății și a drepturilor constituționale. Ce scuze, mai avem un telefon. O să avem multe. Vă auzim. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara telespectatorilor și a platoului emisiunei TV. Mulțumim care invitați de la dumneavoastră din emisiune. De unde sunați? De la Alba Iulia. Vă ascultăm. Mulțumim invitații dumneavoastră. Da, da, da. Dacă aveți ceva să-i întrebați, vă ascultăm. Și vreau să vorbesc cu spectatorii dumneavoastră din platou. Da, vă ascult. Aveți doi oameni frumoși, deștepți, cu pregătire și vrem ceva nu, prosperitate. Pentru asta trebuie să ieșiți la vot. Pentru că cei 60% din cetățenii români care nu vin să voteze, practic le fac loc celor care în momentul de față totuși au legitimitate, chiar dacă o mare parte a cetățenilor români nu participă la procesul de votare. Din județul Alba, vă rog să vă spui, domnul Simeon, eu sunt ocupat, nu vreau să mă... Aș dori să vină pe zona Mureșului, să vină pe la Ogna Mureș, să vină pe la Iud, să vină cu tot dragul, că îl primim cu tot dragul și vrem partidul să o dezvoltare și vrem să vrem ceva prost pe tine, frumos, cu experiență, cu valoare, cu moralitate. Și la fiecare.
Se aude cam da, cam. Mulțumim, că... venim și în zona Alba, Doamna Mureș, de unde este tatăl lui Rareș Bogdan, care am înțeles că n-a făcut prea multe lucruri bune pe acolo. Venim și spre Mureș, am fost și la Puseni, de unde răsare Iancu. Doamne ajută, mulțumim mult de telefon. Mulțumim mult, bună seara, da, mai bine. Hai să vă spun ceva. Da, spuneți, dar repede, ca să poate să ștemne ideea, domnul Simion, vă rog. În județul Alba, ca nici problemă. Nu v-am înțeles. S-a întrerupt, era semnalul prost. Da, ok. Mulțumim frumos oricum de intervenție. Nu mă plâng. De simpatizant, așa e. Da, să vină și la vot, domne. Că degeaba. Eu am fost votat teoretic de 120.000 de oameni la nivel național la alegerile europarlamentare, când n-aveam aur, am candidat independent. Zic teoretic pentru că vedem cu toți în aceste zile cât de fraudat este procesul electoral și nu putem avea încredere. Mai ales că pe acolo este implicat și un serviciu special. Nicio țară din lume, da, aici, un serviciu special nu este implicat. Și din SIMPV-ul e aici. Da. Până la serviciu am văzut toți cum creau sacii de prin birou electoral. Până la serviciu. Nu, acolo se întâmplă. Da. Regretatul Vadim Tudor se pare că avea dreptate când spunea că se fură și este furat la voturi. Eu am în avut 120.000 de voturi candidând ca independent. Acum avem organizații și cât au ieșit? Peste tot prin țară. Avem și în peste hotare 200 de organizații, suntem pregătiți de alegerile din 6 decembrie. Nu mă doare atât de mult restricția legată de pandemie, cât restricția legată de mass media. În aceste zile este foarte greu să pătrunzi la marile posturi de televiziune. Se practică, aș putea spune, un control al informației chiar mai mare decât în 1990, când aveam doar TVR-ul. Nu știu cum, dar mi se pare că trăiesc în romanul lui George Orwell, în 1984, în care ai voie să spui doar ce îți transmite sistemul pe canalele oficiale. Și de asta, la o televiziune ca a dumneavoastră, mă bucur că avem șansa să ne exprimăm și să vorbim inclusiv despre modelele internaționale de abordare. Și suntem imparțiali, nu avem nicio problemă. Vă rog. Deci chiar, domnul Petrescu, vreau să vă întreb totuși un lucru. Pentru că v-ați ocupat, zic eu, exemplar, în cele 6 luni de președinție a Consiliului Uniunii Europene, mă refer în ianuarie-iunie 2019. Ați fost ministru pe toată perioada guvernării PSD, da, nu? Tot ce înseamnă agenda digitală la nivelul Consiliului Europene. Din păcate, și asta e o regulă pe care trebuie neapărat să o dăm uitării, să nu se mai întâmple niciodată, zic eu, pentru că avem oameni competenți, oameni profesioniști. Acest analfabetism instituțional, mă refer la unele instituții când sunt promovați în anumite funcții, prin ordin politic, persoane care n-au nicio legătură cu funcțiile respective. Nu mă refer la dumneavoastră, la minister, sau ce activitate vă pot explica. Dar însă vă spun, și în cadrul PSD-ului, se întâmplă și acum în cadrul PNL-ului. Și am vorbit de rolul Parlamentului, funcția de numire a unor autorități statale. Păi evident, când numești președintele Consiliului Concurenței, președintele Curții de Conturi, când numești președintele ANR, președintele ASF, cu salarii de 10.000 de euro. Da, o să ajungeți acolo. Ce capacitate are domnul Iordache? Bine, aici o să ajungeți să discutăm din punct de vedere a ceea ce s-a întâmplat la vot. A făcut o școală profesională, nu? Ar trebui un profesor de drept, cum e domnul Gheorghe Iancu, să fie numai acolo. Că mai avem un telefon și avem întrebări. Da, vă rog, bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Ciobanu Cristian sunt. Din? Aș dori să... De unde sunteți? Din Giurgiu, sunt din Giurgiu. Da. Vă rog. Două întrebări scurte și la obiect. Da. În legătură cu un exercițiu funcțiunii la Parlamentarul Român în ziua de astăzi, avem mandatul reprezentativ. Da. Întreb invitațiile noastre dacă pe viitor și-au pus un gând cumva să modifice ca mandatul să fie imperativ. Da. O întrebare. Bun, da. Și a doua? Și a doua întrebare
în legătură cu transporturile și în special calea ferată română. Infrastructura și CFR MAPA, mai puțin CFR Călători. Cam ce viitor prevăd dumnealor în acest domeniu? În care am înțeles. Bănuiesc că sunt proiecte și în, și în direcția asta. Vă mulțumesc, bună seara. Dacă îmi permiteți pe ultima întrebare, se întâmplă că am fost numit în urma unei selecții organizate de PricewaterhouseCoopers, una dintre cele mai mari companii de consultanță din Statele Unite, cu birouri și în România, și am fost numit și pentru o vreme am activat ca președinte al Consiliului de Administrație al CFR Călători. Și în general, că vorbești de CFR Călători, că vorbești de CFR Marfă, că vorbești de CFR Infrastructură, cei care se ocupă cu partea logistică, efectiv, semnalizare, căi ferate, șinele, așa cum gări și toate celelalte, există o problemă de subfinanțare extrem de acută, de foarte mulți bani, de foarte mult timp nu s-au băgat bani în tot ceea ce înseamnă mentenanță, că vorbim de garnituri Călători Marfă, că vorbim de căile ferate și gări. Este mare păcat că nu ne-am focusat ca și intenție investițională pe căile ferate, fiindcă ar fi substituit foarte mult din lipsa de autostrăzi și de drumuri expres pe care cu toții le așteptăm și, din păcate, foarte, foarte puțin se întâmplă. Acum, niște lucruri totuși se mișcă. Pe zona CFR Infrastructură, știu că în ultimii ani au reușit totuși să atragă o serie de fonduri europene. Sunt fonduri europene specializate și orientate pe zona asta de utilitate a fondurilor. S-a deschis piața și s-a liberalizat pe zona călătorilor și în afară de CFR. Eu privesc din perspectiva omului care vrea să-și ia un bilet și să ajungă de la București la Constanța. Corect. Are opțiuni. Prin liberalizare sunt și operatori privați. E adevărat că și statul prin CFR Călători trebuie să investească și să devină mai competitiv. Din păcate, tentativa de privatizare a CFR Marfă a eșuat și acum compania este într-o situație foarte dificilă, fiindcă ștergerea datoriilor, care a fost parte exact din scenariul privatizării, nefinalizându-se privatizarea, acele datorii vor trebui să se întoarcă în contabilitatea companiei, ceea ce va duce compania într-o situație absolut imposibilă și clar că este o provocare pentru orice secretar de stat sau ministru de la transporturi pentru punerea pe linie. În timpul PSD, de ce nu s-a pus în practică această modalitate? Mă refer la miniștrii transporturilor. Eu mă refer la măsurile pe care le-am spus, sunt din perioada PSD. Zona de investiții din fonduri europene a fost undeva în perioada 2014, știu că 2015. Oarecum am colaborat cu domnul Cuc pe vremea aceea la câteva proiecte și știu că aveau niște zone de livrabile în zona aceasta. De niște lucruri s-au mișcat, dar este insuficient la cât de mult a fost subfinanțat domeniul. Domnul și autostrăzile, când se va mișca ceva greu? Se merge cu aceeași viteză ca în perioada interbelică. Toate țările din jurul nostru este adevărat, au construit. PSD-ul a fost cel mai mult la guvernare. Nu a fost cel mai mult, matematic. Vorbim din 90 încoace. Nu a fost. Dar este altceva. Știți ce mi-e teamă și cel mai ușor, și dacă îmi permiteți, dintre noi trei, eu sunt sigur că am fost în administrație. Da. Da. Asta este realitatea. Dumneavoastră la 34 de ani n-ați fost în administrație. Sunteți pe cale să ajungeți și sper prin candidatura pe care dumneavoastră v-ați depus. Și cu a doua, cu prima întrebare. Mandat reprezentativ sau imperativ? Da sau nu? Cu ce credeți că ați fi de acord? Noi optăm pentru mandatul imperativ. Și la dumneavoastră. Dacă îmi permite să revin. Da. Dacă fug de ceva, fug de ușurința de a cădea în generalizare. Toți sunt nenorociți. Nu este așa. Nici stigmatizarea parlamentului nu este nevoie să fie. Asta s-a spus de la început când domnul Simion a spus. Eu am lucrat în agenții, autorități, am condus ministerul. Sunt oameni, directori, șefi de departamente de o foarte, foarte bună pregătire. Sunt de acord. Care în ciuda unor salarii care sunt mai mici decât dacă le-ar fi luat
în privat și normal o să-mi puneți întrebarea, dar de ce nu se duce în privat dacă vrea bani mai mulți? Există și un anumit tip de vocație a omului pentru a lucra în administrație. Da. Și eu am pus întrebarea asta la început multora, care am zis, păi, de ce nu te duci să lucrezi în zona de consultanță privată, fiindcă la cât de mult ai învățat tu și cât de multe și te pricepi și știi să calibrezi fondurile cu planul, zic, tu ai face o groază de bani. Da, da, de unul singur în vrea mediul să lucreze la stat. Se simt oarecum au menirea de a lucra în administrație, deci sunt foarte mulți oameni de calitate. Nu ne că există numirile politice, promovările politice. Din păcate, multe partide au făcut asta. Dar nu aș vrea nici să stigmatizăm o întreagă administrație, că ar fi profund incorrect față de oamenii care ne urmăresc și care știu că am lucrat cu mine și știu cât de multă calitate livrează și chiar și acum când mai am nevoie de cifre, de planificări, de actualizări, încă mai întreb directorul din ministerie. Și totuși întrebarea care persistă este de ce atunci când un partid vine la guvernare, schimbă toate funcțiile de conducere în instituțiile fundamentale statului. Dar asta după, partide, după ce răspundem telespectatorilor. Ca niște agenții de plasare de forță de muncă în momentul ăsta. Parazitează statul român. Este timp pentru o reformă administrativă și pentru depolitizarea societății românești. Pentru că ajunge și femeia de servici să fie obligată să aibă carnet de partid. Și acum noi nu, nu generalizăm. Bine, noi nu, nu generalizăm. E... Este adevărat, nu, avem nu cază. Să aibă carnet, să fie simpatizant. La alegerile locale, când s-a început școala, toți inspectorii școlari, nu toți, că nu generalizăm, dar 75% din inspectorii școlari erau în campanie pentru alegerile locale. S-a politizat totul în țara asta și în momentul ăsta administrația parcă e pe, s-a întors pe vremea Partidului Comunist, toată lumea trebuie să aibă carnet de partid. Și, domnule ministru, cu tot respectul, pentru că ne generalizând, eu am o apreciere pentru dumneavoastră pentru ce ați făcut la Poșta Română. Dar ne bate matematica. Eu am pus aici pe hârtie, în perioada 90-96 a condus pe DSR-ul domnului Iliescu. După aceea, în perioada 96-2000, CDR-ul, 2000 cu 2004 a condus guvernul Năstase, da? Deci am avut 96-2000, CDR-ul, da? 2000-2004. 2012-2016. După aia 2004 până în 2012 a fost dreapta? Da. Așa. Domnul Ponta. După aia am avut încă un an de coexistență PNL. Aduceți-vă aminte. Cu ministrul de interne Nica și cu ambele partide. Și cu anul ăla, îmi dă mie aici pe hârtie 19 ani în care PSD-ul a fost la putere. Vreți să facem matematică? Ia scoateți foaia. Matematică, sigur. 6 cu 4 cu 4 cu 1. Deci 1990, așa. 1996. Iliescu, da. Tătucu. Da? Președintele Iliescu, că da, nu un președinte, da. Pentru mine nu e un președinte, da, e un criminal, da? Bine, președintele este și Iohannis, criminal, că nu e dovedit. Că eu sunt moderat de instanță. Eu sunt moderat. 90-96. 6 ani, da? Da. 2004, 4 ani, da? Da. 2012-2016, alți 4 ani. 2012-2016 4 ani, au fost, l-au lăsat pe Cioloș cu dâncul acolo. Nu e adevărat, 2016 pauză și revenim. 2016 a fost Cioloș, primul Cioloș, vă spunem. Păi 2012 nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus?
A, uite-o, spontană ca mama. El, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Am revenit în studio după scurt un moment de publicitate și revin la întrebarea telespectatorului din Giurgiu. Domnul ministru Petrescu a răspuns și vreau să spun un singur lucru ca să se înțeleagă de către telespectatori. Mandat reprezentativ înseamnă că deputații și senatorii sunt un serviciu poporului și nu pot fi trași la răspundere pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, iar singura sancțiune pentru că nu-și duc la îndeplinire promisiunile este sancțiunea electoral. Nealegerii la următoarele perioade electorale. Mandatul imperativ presupune un contract de mandat între alegător și ales, în virtutea căreia, dacă nu își duce la îndeplinire promisiunile, poate fi revocat, numai că plata indemnizațiilor și a cheltuielor care s-au făcut cu acel parlamentar sunt suportate, conform contractului de mandat, care e un contract civil, de către alegător. Asta ar fi diferența din punct de vedere constituțional. Însă, în Constituția României, și cu asta închei, dau cuvântul domnului Simion, spune la articolul 69 foarte clar, că orice, la alineatul 2, că orice mandat imperativ este nul. Deci trebuie modificată Constituția ca să poți să introduci un astfel de mandat. Vă rog. Da. Așa cum am zis, noi la AUR optăm pentru mandatul imperativ, pentru contractul electoral garantat cu demisia în alb. Este timpul să schimbăm din temelii modul în care funcționează zona politică în România. Optăm pentru democrație, optăm pentru libertate, dar să fie democrație, să fie libertate, să ni se dea șansa unui vot corect și să vedem și noi oameni valoroși. În țările baltice și cred în Norvegia sau Suedia, nu mai mi-aduc aminte acum, modelul electoral este cel în care îți alegi tu omul de pe lista partidului. Nu cum se întâmplă în zilele astea în care fiecare partid își negociază funcțiile pe primele poziții. Așa ar fi corect.
Pentru asta pledăm noi, iar legat de CFR... Și la noi nominal, iartă-mă cât într-o rând. Da, dar nu acel uninominal. Și-au bătut joc. Și-am avut 600 de parlamentari. Am avut și foarte mulți cântători și mesuri. În partid, uitați, dumneavoastră sunteți în momentul ăsta doar simplu membru de partid PSD. Da? Un glorios fost, un... Ajuns pe listele de partid, votanții PSD să aleagă între dumneavoastră, domnul Vanghelie, doamna Dăncilă sau ce alți colegi de partid mai sunt la PSD. Ce vedem legat de CFR? Suntem jos de tot. Nu s-a construit aproape nimic în acești 30 de ani. N-a avut nimeni interesul să dezvolte transporturile și n-am creat autostrăzi. Mor foarte mulți oameni pe șoselele României. O cale alternativă la transportul cu tirurile este calea ferată. Ar trebui să avem căi ferate pentru cale de marfă de viteză de maxim 100 de kilometri, ca în țările civilizate, Polonia, Ungaria, care se conectează între ele cu cale ferată de maxim 160 de kilometri, trebuie electrificarea liniilor Cluj-Oradea, București-Pitești, dublarea și electrificarea liniei București-Giurgiu. Da. Vă mai întreb și altceva. Sunteți de acord cu limitarea numărului de parlamentari? Pentru că în anul 2012, atunci când s-a organizat referendumul pentru demisia președintelui, pentru demiterea președintelui României, a fost și acea întrebare dacă sunteți de acord asta pentru cetățenii români cu limitarea numărului de parlamentari la 300. Poporul a votat pentru, dar era un poporul vot consultativ. A votat, clasa politică și-a menținut privilegiile și locurile. Niciun referendum din ultimii 30 de ani nu a scăpat de bătaia de joc a actualei clase politice. Vă pot spune și de ce. E de fapt la noi referendumul este demonetizat. Noi niciodată, aproape niciodată, nu mi-am amintesc să fi avut un referendum normal. Totdeauna a fost ca o interferență la voturile normale. După ce a fost stigmatizat Parlamentul, ca să iasă președintele Băsescu, a lipit un referendum. Președintele Iohannis, ca să iasă bine, a lipit un referendum. Noi totdeauna am avut o denaturare a votului. Mai avem un referendum. Revenim cu altă și cu altă propunere, limitarea la două mandate a funcțiilor publice. Primarul să aibă doar două mandate, parlamentarul să aibă doar două mandate. Ca și președintele, nu? E o metodă de a curăța această clasă. Da, bună seara, vă ascultăm. Domnul Bogdan. Bună seara. De unde sunați? Vă sun din Franța. Da. Din Bordeaux. Da. Eu sunt din județul Brăila. Da. Părinții mei locuiesc în Brăila. În legătură cu PSD. Da. Am fost acum 2 ani acasă. Și vreau să vă spun că în Brăila, în orașul Brăila, erau gunoaie, mizerie, peste tot. Peste tot. La colț de stradă vedeți mormane de gunoaie. Mi se pare că este posibil așa ceva într-o țară în care suntem în Uniunea Europeană? Asta e întrebarea pentru domnul ministru sau pentru amândoi invitații? Bogdane... Doar pentru... Autoritățile locale răspunde. Bogdane, este posibil pentru că brăilenii l-au reales pe domnul Dragomir în funcția de primar. Am văzut, George, am văzut. Și nu mi se pare normal această treabă din partea românilor, pentru că bănuiesc că ne-au spălat pe creier. Da. Pe toți. Da, mai aveți și altă întrebare? Da. Legătură la CFR. Da. Tatăl meu lucrează de 20 de ani în CFR. Deci de 20 de ani. Nimic nu s-a schimbat. Asta s-a spus și domnul. Nu avem utilaje cum sunt în țările din Uniunea Europeană pentru a munci cum trebuie. Lipsesc bani. Lipsesc multe fonduri. Unde se duc banii aceștia? Cum vreți să facem o țară normală din România dacă guvernul se implică? Vinde tot și atât. Da. Cum facem, domnilor? Da. Mulțumesc mult pentru intervenție. Dacă mai aveți și altă întrebare, spuneți acum.
Păi, uitați, pentru George Sibion o să-l alegem pe data de 6 decembrie. O să fim cu el. Pentru că împreună o să reușim să schimbăm România, bănuiesc. V-ați... Și-l susținem. Da. S-a organizat secție de votare în Franța? V-ați preregistrat pentru vot prin corespondență? Sau... Bineînțeles că m-am înregistrat. Prin vot prin corespondență, și, da? Da, o să votăm pentru domnul George, pentru că George poate face ceva pentru România. Da, mulțumim George mult pentru intervenție, bună seara, numai bine. Îl rog pe domnul ministru, legătură cu gunoaiele din localitatea Brăila. Ce să spun, în primul rând, pentru domnul Balin, două comentarii și eu sunt de acord că statul n-ar trebui să fie așa grăbit să vândă companii și tot felul de alte active importante care contează extrem de mult în ecosistemul economic național. Și aici îmi permit să îi amintesc poate ceva ce domnul Balin cunoaște, că părea un om foarte implicat, că în Parlamentul României, așa câteodată stigmatizat cum e, mai pe drept, mai pe nedrept, grupul PSD, fiindcă el a făcut-o, trebuie să recunoaștem, a înaintat un proiect de lege care a fost și adoptat, în care nu se permite niciun fel de privatizare în următorii 2 ani. Este un proiect prezent și în alte state europene, preluat din legislația germană, tocmai datorită faptului că economia nu este în forma ei cea mai bună și orice fel de tranzacționare unor active ale statului ar fi profund sub costul real. Dar sunt și eu de acord cu dumneavoastră că n-ar trebui să vindem, cred că trebuie să investim. Este destul de evident, spun niște lucruri de natura firescului. Cât despre Brăila, nu pot să zic decât că îmi pare rău dacă ați simțit asta. Și eu la rândul meu din afară m-am întors în orașul meu natal, Constanța, sigur obișnuit cu viața cotidiană la Londra. Știți cum e vorba aia, când ai ciocan vezi numai cuie, parcă nimic nu mai încovenea, dar totuși orașul mi era apropiat de inimă, cu siguranță și dumneavoastră a simțit asta la Brăila. Dacă lucrurile nu erau așa în ordine, îmi pare rău că a simțit așa, nu știu situația, edilul pare că este de la PSD, mai e și omul care sfințește locul. Dacă el nu îl sfințește, hai să sperăm că o să-l sfințească. Uite, mulți dintre brăileni totuși cred că face și lucruri bune. N-aș ști să spun exact motivele pentru care l-au votat, dar dacă oamenii au considerat asta, hai să le dăm și dreptul că au și înțelepciune în momentul în care își introduc votul în urnă. Mulțumesc că avem un alt telefon, vă rog. Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara! De unde sunați? Bună seara! Sunt din Petroșani, mă numesc. Da, Ionel. Domnul Ionel, vă ascultăm. Așa, aș avea o întrebare pentru domnul de la PSD. Domnul de la? PSD, cred. PDSR. PSD. Stați puțin mai departe de televizor, că se aude cu eco. Spuneți. Am dat la mic. Așa. Da. Am lucrat în mină și am plătit pentru gratuitățile din mină, am plătit toată perioada cât am lucrat și gratuitățile mi le-au luat. Cum se procedează? Guvernul care o să ne lide înapoi sau nu? Dacă îi dă înapoi gratuitățile, că ea nu a beneficiat de gratuități. Și dacă îi le dă înapoi, guvernul păi care va veni? Păi a beneficiat de gratuități până în Mireu Tău, 2 ani sau 3 ani. A beneficiat până în 2018, după aia n-a mai beneficiat. De gratuități, fiindcă ați lucrat în mine, spuneți. Deci, spuneam-te-și... Acum sunteți pensionar? Da, sunt pensionar, normal. Presupun că sunteți într-o categorie de pensionari conformă cu activitatea dumneavoastră în condiții foarte grele. Da, și gratuitățile le-ați avut pe perioada când erați activ la locul de muncă. Pot presupune că gratuitățile n-au mai fost și o facilitate care să vă urmeze și în perioada de pensionare. E doar o presupunere, îmi cer scuze. Nu știu exact subiectul. Vă spun eu. Eu în drept câștigat. Pe perioada contractului de muncă, presupun. Care l-am plătit, nu când îl dă cineva din buzunarul lui.
Așa, și acum vreo 3 ani, m-a ascultat puțin? Vă da, vă sigur! Așa, deci ăla mi l-a dat când am ieșit la pensie, dreptul meu. Am înțeles. Din lege mi l-a oprit, deci am plătit că cărbunile alea, nu a căzut din cer. A fost plătit, așa, și când am ieșit la pensie, mi l-a dat acum 3 ani, 2 ani și ceva, 3 ani, de DSR-ul hotărât să-mi ia înapoi, să-mi ia. Da, bun. Mulțumesc mult pentru întrebare, o să vă răspund imediat. Și oricum o să întrebi pe domnul Simion pentru ridicarea nivelului de trai al cetățenilor români. În perioada în care veți îndeplini mandatul de parlamentar, ce propunere aveți? Dar după ce răspunde domnul ministru. Da, din punctul meu de vedere, dacă Partidul Social Democrat a găsit de cuvință să vă dea acel drept și între timp a fost suspendat, e clar că ține de o politică a PSD-ului și data viitoare când sunteți la urnă, votați tot socialdemocrații, că e foarte probabil să se reinstaureze acest tip de politică care prevede această facilitate de care dumneavoastră vorbiți. Da, domnul Simion. Domnul Ionel, uitați-vă foarte bine la mine. Nu v-a dat PSD-ul și nu v-a dat niciun alt guvern. E dreptul dumneavoastră pentru care trebuie să luptați. E demnitatea dumneavoastră pe care noi o respectăm. Părinții și bunicii noștri ne-au dat o Românie fără datorii. Din păcate, generația noastră se înglodează în datorii. Și ca să-i răspund domnului Sultan, viziunea pe care AUR o are pentru România, în primul și primul rând, ține de suveranitate națională și de control asupra resurselor. Este strigător la cer. Ca o țară atât de bogată precum România, suntem printre primele 3 țări la nivel de bogății din Europa, și nu numai, da? Să aibă populația cea mai sărăcită, să sune omul ăsta și să întrebe de drepturile lui după o viață muncită. În mină, nu o gânde. E, domnul Sultan, nu e posibil așa ceva. Să ne certăm unde trebuie alocați banii. La alocații sau la pensii. Păi ce facem aici? Păi sunt banii noștri pe care trebuie să-i avem, de exemplu, din exploatarea lemnului. Dar, din păcate, trimitem cherestea și pal peste hotare în loc să trimitem mobilă. Din păcate, trimitem grâu și plătim pâinea, că asta a mai ajuns să facem. Suntem mai rău decât o țară bananieră din Africa. Au venit unii și alții, ne-au arătat niște mărgele, de parcă ar fi diamante, și clasa noastră politică trădătoare din ultimii 30 de ani a vândut bogățiile poporului român. Și oamenii ăștia, după o viață de muncă, stau să întrebe, dar pentru domnul de la PNL sau domnul de la PSD, ne dați sau nu ne dați? Nu ne dau. Da, e așa, trebuie să ne luăm impresia. Când primești pensii mărite, când li se asigură o facilitație, domne, guvernul ne-a dat sau partidul ne-a dat. Mare greșeală de interpretare. Asta este cultura electorală a cetățenilor români. Însă, vă întreb și pe dumneavoastră și pe domnul ministru Petrescu, ce putem face ca cetățenii români care nu se prezintă la vot, pentru că nu mai au încredere în clasa politică, în politicieni, în reprezentanții acestora, ce putem face în programele electorale care nu se duc la îndeplinire, ci doar rămân ca promisiuni? Ce putem face ca să îi aducem în ideea de a-și, cum să spun eu, de a se manifesta prin acest drept constituțional dreptul de vot? Pentru că 50%, așa cum cel puțin 50%, nu vin la vot. Teoretic 50%, dar vedeți că noi cam avea vreo 18 milioane jumătate de votanți, o să ajungem. Da, 18 milioane 700 votanți e mai mult decât populația. Atât erau înscriși în listele electorale. Da, uitați ce putem face. Noi am făcut o formațiune politică. Eu am primit oferte să fiu deputat în actuala legislatură din partea mai multor partide, am refuzat. Am ales să nu trădez cauza pe care o reprezint, să nu trădez oamenii pe care care și-au pus încrederea în noi. Și am făcut o formațiune politică tânără, nu avem niciun an de zile, avem foarte mare susținere. Ce putem face este să nu-i trădăm. Pentru că dacă văd că ceea ce spunem și facem
Și pe, de exemplu, am spus că nu vom face alianță cu nimeni din actualul Parlament și vom ridica mâna în Parlament așa cum ne dictează conștiința și cum e în binele poporului român. Și cum veți putea face aceste schimbări dacă veți fi în opoziție? Opoziție este o stare nu temporară, nu permanentă. Oamenii vor vedea ce facem și o să ajungem și la guvernare. Da, 4 ani de zile vă dați seama că e destul de greu. Putem schimba țara mai repede. Se întâmplă lucrurile, vedeți, nimeni nu se aștepta la ce ne-a servit anul 2020. Cu credință în Dumnezeu o să le facem pe toate. Știți ce se întâmplă? Realitatea politică e cu totul altfel. E mult mai pragmatică. Dacă dumneavoastră intrați în Parlament și spuneți că nu faceți niciun fel de alianță cu nimeni, după 4 ani o să ieșiți din Parlament și n-ați rezolvat absolut nimica. Că niciodată nu aveți majoritate, niciodată nu vă puteți lipi. Dar UDMR-ul cum face? Dacă îmi permiteți să vă zic, da. Face alianțe. Nu, se înțelege pe anumite proiecte de lege. Deci dacă nu reușiți să vă luați niște principii, niște deziderate clare pe care să le împingeți sau pe care să le regăsiți și la partide cu grupuri parlamentare mai mari, vă veți găsi că după 4 ani de zile luptați pe niște baricade unde sunteți doar unii pe partea baricadei, în partea cealaltă nu-i nimeni și după 4 ani o să spuneți nu se vrea, nu se dorește, pe mine m-ați văzut, o să ajungeți și dumneavoastră să ieșiți cu pancarde prin Parlament, sper, Doamne, nu, să nu mai fie... Nu, domnule Petrescu, speciale, domnul Petrescu. Pot explica și despre asta și domnul despre Petrescu. Pensiile speciale. Nu, eu nu susțin pensiile noi speciale. Noi românii ne-am urât între noi prea mult timp și am ridicat baricade și ne omorâm. Ce vreau între să vă noi. Zic, că viața politică pragmatică e mai complexă. Administrația e mai complexă. Toate lucrurile sunt mai complicate decât le putem enunța în 5 cuvinte pe o pancardă, pe un carton, pe o chestie de asta. Chiar și mecanica și alianțele parlamentare în arena politică și au sensul lor, fiindcă dacă vrei să reprezinți pe cei ce te-au trimis, că sunteți doar o mână de parlamentari, trebuie să-ți împingi dezideratele, okay. Să faci numai că mai avem politica este alta compromisului și nu degeabă se numește așa. Bună seara, vă ascultăm. Imediat o să răspundeți. Da, alo, bună seara. Am și eu o întrebare pentru domnul Alexandru, ministru. Vă rog. Da. Ce-a făcut el în 4 ani ăștia care... Ce-a făcut dânsul? Din ce punct de vedere? Da, ce-a făcut? Vă dau câteva exemple. Vă dau câteva exemple. Pe o perioadă foarte scurtă am fost la Ministerul Economiei, unde vă dau un singur exemplu. Am reușit să schimb sau să declanșez o anchetă foarte puternică care a schimbat managementul sud-corean, unde existau niște probleme fiscale extrem de mari aduse de vreo 15 ani. Mai multe lucruri nu vreau să zic, că sunt investigați în continuare. După aceea, la IMM-uri, am fost omul cheie care a lansat Startup Nation și multe alte programe, după care am condus Fondul Național de Garantare, unde am adus mai mulți bani pentru prima casă, am continuat mai multe programe de garantare a creditelor pentru IMM-uri, după care am fost ministru comunicațiilor și societății informaționale, am adus primul proiect de securitate cibernetică și număr scurt 1911, oricine poate să sune dacă are probleme de securitate cibernetică. Am condus cu succes președinția Consiliului Uniunii Europene pe perioada președinția României la Consiliul Uniunii Europene pe agenda digitală. Sunt foarte multe lucruri. La ce pentru ce susțineți PSD-ul? Pentru ce susțineți PSD-ul? Pentru ce susțineți PSD-ul? Fiindcă sunt social-democrat, sunt om cu o convingere de centru-stânga. Pe 10 august 2018 a făcut cea mai mare gafă PSD-ul. Și dumneavoastră susțineți PSD-ul. Eu susțin PSD-ul, da. Sunt PSD-ist. De unde sunați? George Simion, nu mai susțineți PSD-ul. Nu mai stai cu PSD-ul. Dar nu susține George Simion PSD-ul. Sunt doar la aceeași emisiune, că văd niște comentarii că am făcut alianță cu ei. Nu facem niciodată alianță cu partidele. De unde sunați? Vă fi înloșine, domnul Alexandru. De unde sunați? Din Germania, vă spun. Bine, mulțumim mult pentru intervenție. O seară frumoasă. Doamne ajută. Mergem mai departe. În legătură cu ceea ce am spus eu și v-am întrebat, în situația în care veți fi în opoziție, cum vă veți putea duce la îndeplinire toate acele programe și proiecte deosebit de importante care pot într-adevăr aduce un plus pentru nivelul de trai al cetățenilor români și pentru statul român ca entitate, pot să spun. Pentru că o să discutăm imediat de un aspect foarte important. Să nu uităm, și domnul ministru știe foarte bine, România este țară membră a Uniunii Europene, suntem țară membră NATO,
În materie de politică externă, însă, din păcate, în ultimii ani, nu mai avem niciun fel de perspectivă, nu avem niciun fel de prioritate. Uite Schengen-ul, uite vizele cu Statele Unite, moneda euro și așa mai departe. Dar asta nu ține de PSD, ține de politica tuturor guvernelor. Poate din 2000 încoace, când politica externă a României, din 2007-2008, când nu mai avem niciun fel de, știu eu, domnul de țel. Domnul Sultan, vă rog. Dar nu ne-au pus nici nemții, nici francezii, nici americanii în genunchi. Dacă acești politicieni cu vocație de târătoare au ales ei să stea în genunchi, nu înseamnă că apartenența noastră excepții, la UE și NATO... Da, au fost sigur câteva excepții. Câteva excepții. Dacă, mă rog, s-a ajuns pe Polonia îi blochează cineva și îi pune în genunchi, nu stau drepți și își văd de politica lor externă. Ungurii nu își văd de politica lor externă ca membrii ai Uniunii Europene sau ai NATO. Despre ce vorbim aici? Noi, în Parlament, o să votăm în interesul poporului român. Avem trei priorități. Agreate, control asupra resurselor naturale, depolitizarea vieții și societății românești și oprirea tăierilor ilegale de păduri și promovarea fabricilor locale, promovarea micului producător, pentru că în domeniul ăsta, din păcate, suferim. Cumpărăm din hipermarketuri, nici o rețea mare de distribuție nu mai este românească. Avem, după cum îl pomeneam mai devreme pe Ilie Șerbonescu, care ne-a spus că sub 45% capital românesc, atât mai susține avem o economie practic paralelă. Din ce să trăiască practic statul doar român? IMM-urile în mare din ce să trăiască statul român? Bun, dar la nivel de educație, sănătate și alte domenii, justiție, poftim, ce preconizați să faceți în situația în care veți ajunge la guvernare, mergi și mai departe? Planul, noi probabil suntem singura formațiune care în aceste alegeri vine cu un proiect de țară, se cheamă Hrană, Apă, Energie, a fost conceput de Călin Georgescu. Venim cu acest proiect de țară în fața românilor în variantă tipărită, îl vom distribui începând cu 6 noiembrie fiecărui român. Avem și specialiștii care până acum n-au vrut să intre în niciun partid politic, care să pună sectorial pe diferite domenii de activitate acest program în aplicare. De exemplu, la învățământ, un om care a scris legea învățământului blocată în momentul ăsta în Parlament, antrenorul de genii, Florian Colceag. Omul ăsta n-a fost membru de partid până acum, este pe primul loc la Senat, la noi. Cel mai premiat inventator român din ultimii 10 ani, Alexandru Stănilă, profesor universitar la Iași. La fel, este alături de noi și conduce lista de Senat la Giurgiu. La Argeș este un alt inventator, Iulian Horneț, care poate ajuta pe partea de salvare a energiei. Pierdem foarte multă energie. Numai că după scurt moment de publicitate revenim pentru ultima parte a emisiunii. Pentru ultima dată publicitate. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Puștul ăsta e campion la basket ca tata.
Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici! Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Mă refer la Germania. Am revenit în studio, dragi telespectatori, ultima parte a emisiunii Realitatea Politică. Discutăm în continuare foarte, foarte interesante și telefoanele și abordările celor doi invitați din platou și de aceea în perspectiva unui parlament curat. O reformă a Parlamentului ar trebui să aibă loc, pentru că am spus-o și o repet, este instituția statului în care cetățenii români au cea mai mică încredere, o instituție fundamentală, fiind organ reprezentativ suprem, suveran, cu legitimitate și atunci ar trebui ca odată ce ei votăm, ei să acționeze în interesul cetățenilor români, a celor care au votat. În momentul de față avem norma de reprezentare, un deputat la 63.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori, fără ca numărul de deputați sau senatori într-un județ să fie mai mic de 4 deputați sau 2 senatori. Așa e și în diaspora, în momentul de față, avem un număr de 4 deputați și 2 senatori. S-a încercat dublarea numărului de parlamentari prin ordonanță, dar ordonanță de urgență, însă Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional în ansamblul lor, nu neapărat. Însă se poate iniția un proiect de lege separat pentru dublarea numărului de parlamentari. O bătaie de joc. 6 milioane de români, da, peste hotare și numai 4 deputați și 2 senatori. Da, circumscripția 4. Noi ce am făcut, am recomandat membrilor noștri din diaspora să candideze pe județele din țară, să dăm o normă de măcar 30% candidați de acolo. Dar era ilogic, ei străini în Spania și în Italia nu vor putea să facă campanie aici. Dar calculăm simplu la normele pe care le-ați spus dumneavoastră și dau cel puțin 20-30 de da, eu am făcut-o la cei 800 de mii cetățeni români posesori de pașapoarte CRDS și avem un senator la 400 de mii, un deputat la 200 de mii, deci dublu decât este în România. Eu am spus că, domne, ar fi necesară dublarea măcar. Aici trebuie să acuzăm nu doar cei care primesc voturi puține în diaspora, cum e cazul PSD-ului. PSD-ul întotdeauna, da, va avea diaspora, da, interes electoral să fie cât mai puține voturi și cât mai puțini aleși din diaspora. Și cu toate astea este partidul care a multiplicat secțiile de votare. Nu, dar erau unii care se băteau cu am ființat Ministerul acolo pentru Românii de Pregătire. Eu am fost în guvern la alegerile, la ultimele alegeri prezidențiale, da? Și am înmulțit cu 3 numărul de secții de votare. Deci, da, au fost 845. PSD-ul a făcut asta. Deci.
da, le-a dat șansa să nu mai fie cozi. De asta n-au fost cozi. Este PSD-ul, partidul care a dat 3 zile de vot. Da. Eram în guvernul României. Da, numai, de, nu numai putem puțin, spune așa ceva. Avem un telefon din Spania. Da, bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara, Alin Sârbu. Vă ascultăm. Pe data văd că nu cu domn George, mă aude? Da, da, este. Vă aude? Păi da, dar aici în direct văd că nu se, nu se vede că vorbește. Se vede în altă convorbire. Te aud. Te aud. Bună seara. Bună seara. Spune tu. Bună seara, te aud. Sunt din Spania. Sigur. Aș vrea să felicit un pic pe domnul George pentru ceea ce se face și urmăm să aibă un pic mai multă ambiție, pentru că țara noastră a ajuns o țară de nimic. Mulțumim tuturor românilor din Spania. Suntem toți împrăștiați pe toate părțile. Mulțumim tuturor românilor din Spania, mulțumim tuturor românilor de peste hotare. Susținerea voastră și felul în care vă implicați e impresionant. Trebuie să dovediți asta și la vot pe 6 decembrie. Trebuie să mergeți să votați, nu este nevoie de o înregistrare prealabilă. Noi o să mergem și la vot, o să susținem foarte mult, dar să o rugăminte, să încerce să facă tot posibil cu toată mantia asta din țară. Pentru că aici nu se mai poate trăi. Sigur. Și vă așteptăm cu drag acasă, stârpind mafia asta din țară. Mulțumim mult de telefon. Tu în Spania, de când te-ai mutat, vorbești și mai repede, în stil spaniol și foarte plăcut. Vă așteptăm cu drag acasă. Toată lumea e binevenită. Nu lăsăm pe nimeni în spate. Da. Mulțumim mult. Bună seara. Numai bine. Seara bună. Acum, pentru că iată foarte mulți cetățeni sună din străinătate și îl întreb pe domnul ministru, în cei 4 ani de guvernare ai Partidului Social Democrat, pentru că în legea fundamentală încă din 91, e și acum prevăzut la un articol 7, statul român sprijină întreia legăturii cu românii din afara granițelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului, ai căruia cetățeni sunt. Ce a făcut în cei 4 ani de guvernare Partidul Social Democrat pentru românii din străinătate? Eu vă dau un răspuns direct și da, fără echivoc. Da. Și pentru românii care ne urmăresc, probabil între ei știu. Nu mai există taxe consulare. Știți de ce nu mai există? Că le-a scos guvernul PSD în 2017. Erau extrem de scumpe, ca să scoți un certificat de orice fel te costa în moneda țării, costa câte 60-100 de euro să scoți un certificat de căsătorie, de deces, de botez, de notarial, orice, s-au scos taxele consulare. S-au scos și prin 2013 sau 2012. Eu vă spun ce a fost în 2017. Eu vă spun ce a fost, da, eu vă spun ce a fost, că era în programul de guvernare în 2016, la care am și lucrat. Înființarea Ministerului Românilor de Pretutindeni, Ministerul Diasporei, unde au fost fonduri alocate, care pe baza unor criterii bine stabilite, au fost alocate, diseminate către parohii, centre culturale, fie în Republica Moldova, către, știu eu, posturi media de radio, de televiziune, că ar trebui să fie mai mult. Cu siguranță România ar fi meritat mai mulți bani, mai multe fonduri alocate, dar s-a pornit un trend. S-a pornit un drum. Din păcate, acum a fost desființat acest minister, da, a fost absorbit și a devenit un mic departament sub, da, sub ministrul, prim-ministru. Da, e un secretar de stat și este în subordinea secretariatului. Prioritatea nu mai este românul din străinătate, din păcate. Prioritatea, da, pare să fie cu totul altceva, dar nu românii în general, că din țară, că din străinătate. De pretutindeni. Mai multe lucruri 2017, ar fi putut fi făcute. Eu sunt, și îmi cer scuze dacă mă repet, un om care vin din diaspora. Eu am, da, locuit 20 de ani în Marea Britanie. Știu ce înseamnă dorul de țară, știu ce înseamnă să ai un semn, să vezi, să te uiți la televiziune din țară, să auzi o melodie, să auzi imnul. Și pe mine mă pătrund de emoțional și resimt la fel cum mulți dintre cei care ne urmăresc ne spun că simt la fel. Și vreau să se facă și mai multe lucruri. Niște lucruri au fost pornite, au fost făcute și pragmatice, și de direcție, și de parcurs, dar
Na, trebuie toate partidele să urmeze același drum când e vorba de românii din diaspora și, din păcate, se pare că nu toți fac la fel. Cât de important este ca un guvern să aibă în Parlamentul sprijin, o majoritate, care să ducă la îndeplinire în sensul de a vota și apoi a trimite spre promulgare acele proiecte de lege pe care guvernul le inițiază în Parlamentul României? Din păcate, majoritatea pentru un guvern este esențială pentru buna funcționare a executivului. Dacă nu ai majoritate, ordonanțele tale de urgență și intri într-un guvern minoritar, se întorc în guvern, sunt schimbate sau cel mai repede ajungi să introduci o moțiune de cenzură și de fapt să cadă guvernul. Guvernele minoritare rezistă pe poziție doar prin niște înțelegeri, n-aș vrea să folosesc cuvântul oneroase, nepotrivite, dar guvernele curate, care acționează în transparență, la lumină, sunt guvernele cu majorități clare. În momentul în care vezi un guvern care strigă, n-avem majoritate, suntem o minoritate, locul lui n-ar trebui să fie la guvernare. Fiindcă dacă el e încă acolo și are o minoritate, înseamnă că cei ce îl sprijină din umbră, îl sprijină pe o agendă ascunsă. Și nu ar trebui să stea acolo. Democrația spune clar, sunteți trei inși, dacă doi votează un guvern, ăia ai majoritatea. Sunteți 151 dacă votează, ai majoritatea. Când pe tine te votează 20 și tu stai în guvern cu lunile și nu cazi, înseamnă că alții din umbră, parlamentari, te susțin pe niște agende ascunse. Și n-ar trebui să se întâmple. Ca anul trecut, în octombrie, să fie aprobată moțiunea de cenzură care a dus implicit la căderea guvernului. Sincer, aveam rezervări. Fiindcă știam din interiorul Partidului Social Democrat că nu mai suntem majoritari. Chiar dacă guvernul, președintele, premierul, nu mai spun, e de neoprit și de nestăvilit, spunea că PSD-ul e majoritatea, s-a dovedit la vot că nu e. Că dacă era majoritar, astăzi nu mai aveam guvern Ludovic Orban. Da, a contat și faptul că ALDE a plecat din guvern și de asta a căzut guvernul Dăncilă, vă aduceți aminte, pe 4 noiembrie 2019. Da. Pe de altă parte, foarte mulți parlamentari ALDE, Pro-România, de peste tot, au fost aspirați de PNL, da, da, da. Astfel încât contingentul de parlamentari al grupului PNL astăzi în Parlament a ajuns ca 12% să nu fie din PNL, să fie aduși. Da, nume, caseist politic. Apropo da, de chestia 4 miniștri din guvernele PSD sunt astăzi pe locuri eligibile la PNL. Că vorbim de Daniel Constantin, că vorbim de Viorel Ilie, că vorbim de mulți alții care au fost miniștri în guvernele PSD, care astăzi sunt liberali din osul lui Brătianu. Este o mare frăție acolo între PSD nu este, și PNL. Nu este o mare frăție, că nu putem să o ducem în zona asta. Eu vă spun ce face PNL-ul. Deci domnul Orban cu domnul Dragnea își schimbau gecile, treceau de la galben la roșu în 2012, acum în 2020 se trece de la roșu, că așa vrea sistemul, se trece de la roșu la galben, că sunt tot tai noi. Atunci a fost o alianță care trebuia să dea jos PDL-ul. Să nu uităm ce a fost PDL-ul. Da. Să nu gândim pe jumate de poveste, că avem tendință să ne amintim așa. Păi PDL-ul selectiv. E acum la guvernare. Păi este la guvernare, sunt din tot păcate. Eu vă spun... Când era USL-ul, atunci Partidul Social Democrat și PNL-ul formau USL. Pe partea cealaltă a spectrului politic, cu o mare greutate politică, era Partidul Democrat Liberal, condus de Traian Băsescu, Elena Udrea și toți ceilalți. Și cu toții ne ajunsese apa până aici, nu mai puteam, trebuia să scăpăm de ei. Adică, haideți să ne amintim toată povestea, că dacă ne aducem aminte câte o frântură, suntem și datori celor ce ne urmăresc să le spunem puțin și realitatea și adevărul. Că altfel degeaba venim la televizor. Aș vrea totuși să vă întreb ceva. Pentru că toată lumea vorbește de implicarea serviciilor în actul de guvernare al anumitor instituții. În cei 4 ani de mandat de ministru, la 3 ministere cheie ale statului, ați simțit vreodată vreo intervenție, vreo implicare a unui serviciu de informație, a unui serviciu de face parte din sistemul securității naționale? Pentru mine... Și mai ales străine, vă întreb. Pentru mine... Am lucrat cu 3 servicii. Da. Cu serviciul român de informații, cu serviciul de informații externe și cu serviciul de telecomunicații speciale. Absolut toate 3 serviciile pentru mine sunt instrumente de management guvernamental. Mi-au pus la dispoziție, în mod confidențial, secret,
documente, evident, despre lucrurile pe care am vrut să le înțeleg, să le aprofundez și să aflu detalii care poate nu mi erau vizibile public. Mi le-au pus cu mult profesionalism. Niciodată nu a venit vreun ofițer sau cineva să-mi zică fă stânga când vreau să fac dreapta sau fă dreapta când vreau să fac stânga, nici n-aș fi acceptat. Poate de asta nici n-au venit, dacă există vreo practică. Din punctul meu de vedere, mie nu mi s-a întâmplat așa ceva. Însă a fost instrument de management. Atunci când am avut nevoie, am cerut, mi-au pus la dispoziție hârtiile, le-am dat înapoi, iar dacă am avut nevoie să aprofundez anumite subiecte, erau decizii importante. V-am menționat foarte multe asocieri dintre Guvernul României și companii străine foarte mari, unde lucrurile mi se păreau oarecum, aveam suspiciuni că nu sunt atât de corecte cum ar trebui. Peste tot ce am găsit documente publice, le-am citit, dar am simțit nevoia să aprofundez. Și atunci au venit serviciile, la solicitarea mea, sau periodic când puneau la dispoziție documente, ca să-mi dea o imagine mai bună. Dar aici s-a oprit legătura și mea cu serviciile în actul de guvernare. De exprimirile lui Marian Rizea, e adevărat, nu despre guvernele 2017-2020, despre guvernul Ponta, cu fel de implicații ale domnului Condea. Nu aș ști să vă spun că nu am fost activ politic la nivelul acesta pe perioada aceasta. Și eu urmăresc și sunt uimit ca un foileton ce se desfășoară în fața ochilor noștri tot ce spune domnul Rizea. Nu știu să vă zic, nici nu pot să vă confirm, nici nu pot să vă infirm, nici nu știu mulți dintre cei menționați acolo, dar eu vă spun din experiența mea personală, încă o dată, serviciile, instrumente de management. Am înțeles. În baza atribuțiilor lor, mi-au pus la dispoziție, am citit, am dat înapoi foaia și am luat deciziile pe propria mea judecată. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și evident, domnul George Simion este candidat la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților, dacă puteți să ne spuneți cu ce veniți nou în viața parlamentară, bineînțeles, dacă veți fi ales și chiar vă doresc succes pentru Camera Deputaților. Cu ce veniți nou dumneavoastră ca parlamentar și implicit partidul pe care îl reprezentați? Cu o viziune românească, cu dragoste de țară, care e foarte importantă. Avem nevoie de trei lucruri pentru a schimba societatea românească și clasa politică. Avem nevoie de o reformă a partidelor să nu mai acționeze ca și cum ar fi forțe de plasare de muncă, să-și pună membrii în funcții de conducere, în funcții cheie. După aceea avem nevoie de iubire de țară și avem nevoie de profesioniști de expertiză. Noi venim cu acești profesioniști ca și candidați, venim cu oameni capabili care au demonstrat în domeniul profesional și vor demonstra și în Parlamentul României. Nume precum Alexandru Stănilă, Florian Colceag, Iulian Horneț, oameni care sunt inventatori, sunt profesori universitari, trebuie să ajungă în Parlamentul României pentru a scăpa de cei pe care i-am avut până acum. Ce măsură ar trebui să ia statul român pentru ca cetățenii români din străinătate? Spun asta pentru că ne-au sunat foarte mulți cetățeni români din diverse state europene, iată Franța, Germania, Spania, Italia. Cu ce măsură ar trebui să vină statul ca să atragem cel puțin o parte dintre ei? Pentru că mulți nu o să mai vină și au închegat acolo familii, afaceri, o să mai vină probabil ca turiști. Dar marea majoritate care sunt acei români plecați din cauza problemelor economice din țară, aceia zilanțe economice care și-ar dori oricând să vină acasă, dacă statul le-ar oferi condiții și de trai, mă refer la servicii medicale, asistență socială, dar și din punct de vedere a retribuției financiare. Cred că am depășit de mult perioada statului asistențial. Ce trebuie să fac conducătorii statului român este să ofere un lucru simplu, speranță. După aceea, celelalte le face și omul cu mâna lui, scăpat de hățișul birocratic care te îngroapă de multe ori în România. Da, domnul ministru, da, din punct de vedere politic, ce veți face de acum încolo? Pentru că dumneavoastră nu participați la alegerile parlamentare, probabil în această pauză de 4 ani, pauză electorală, toată, eu știu, atenția va fi către modificarea legii fundamentale, pentru că au trecut 17 ani în care legea fundamentală n-a fost modificată și sunt unele aspecte care trebuie puse în concordanță cu
noile necesități economice, sociale, iată, externe și așa mai departe. Asta e prima întrebare și a doua întrebare, din punct de vedere a politicii externe românești, din momentul de față. Cum credeți că se manifestă ea? Domnul Simion a dat răspunsul clar. Dacă noi totdeauna am negociat în genunchi, am stat cu capul plecat în fața marilor puteri, mă refer la Germania, Franța, Statele Unite și n-am fost în stare să ne impunem punctul de vedere, cum a dat exemplu el Ungaria, Polonia. E adevărat, noi n-am avut acces în grupul de la Visegrad, dar totuși cum putem face din să... Din cauza contăm? Servilismului nostru. Da, cum putem conta? Vă rog. Bun. Un nou parlament, fără dar și poate că dincolo de actualizarea Constituției pe care dumneavoastră ați menționat ca acțiune și este într-adevăr importantă, că sunt componente care ne îngreunează, să spunem, viața din perspectivă politică și ar trebui clarificate, de asta sunt și atâtea sesizări la Curtea Constituțională. Pe de altă parte, totuși prioritatea rămâne pe combaterea efectelor acestei pandemii, fiindcă această pandemie, cu mare părere de rău, dar eu nu cred că o să se termine nici în decembrie, nici măcar în februarie-martie anul viitor. Deci măsurile centrate pe economie, centrate pe prevenția pandemică, vor ține capul agendei pentru cel puțin un an, dacă nu doi, de acum încolo. Ne insinuăm că vom avea 2 ani de pandemie, Doamne ferește, nu vreau să mă gândesc așa ceva, dar efectele rămân în continuare. Și trebuie să repunem economia pe picioare, trebuie să repunem viața oamenilor pe picioare. Asta se poate face cu bani, o parte din bugetul național, dar din păcate vedeți că și PIB-ul crește, scade, din păcate taxele colectate sunt la un procent din ce în ce mai mic, deci nu poți să ai speranțe foarte mari în bugetul național, trebuie să învățăm să ne orientăm, să aducem banii din structurile europene. Tocmai în aceste săptămâni România ar trebui, că nu știu că guvernul este atât de opac, de închis, că nu știu ce fac, dar ar trebui până la sfârșitul lunii să depună planul de relansare și reziliență în baza cărora să aducem cei 33 de miliarde de euro în fiecare țară, stat membru. Principalul subiect al discuției la o masă, la o televiziune, este pe ce împărțim banii, cei trece, unii în Horeca, unii în energie, unii în hrană, unii în școală, unii în sanitar. Noi nu știm absolut nimic. Pe măști și mass media, n-ați înțeles. Și alea selective pe măști. Deci nu știm absolut nimic. Deci, din păcate, acest guvern lucrează într-un mod foarte, foarte închis, foarte hermetizat. Nu știm exact ce se întâmplă în relația cu Bruxelles-ul. Ni se aruncă niște cifre când vin, dacă vin, pe ce zone vin, că banii nu vin așa în pungă. Ăia vin pe niște planuri foarte bine direcționate și orientate cu o utilitate a banului și cu niște pași în care ei sunt investiți. Din păcate nu avem niciun fel de astfel de informații și să revin la întrebarea dumneavoastră finală vis-a-vis de diplomație. E clar că România și-a pierdut semnificativ din vocația ei diplomatică pe care o avea prin mari diplomați. Sigur, perioada interbelică, s-au găsit diplomați foarte buni și cu mult curaj, pot să zic, și pe perioada de tristă amintire ideologică, dar totuși valoarea oamenilor intrinsecă a rămas și o școală de diplomație, cel puțin la nivel teoretic, dacă nu la nivel practic, dar chiar și cu accente practice, a existat. Din păcate, nu aș vrea să arunc o lumină oarecum negativă asupra colegilor din zona diplomatică, alături de care am lucrat în guvern, dar fără dar și poate mă uit la rezultate, până la urmă asta contează. Da. Și rezultatele cu siguranță ar fi putut să fie ceva mai spectaculoase dacă sunt. Rămânem încă într-o zonă a modestiei din perspectiva diplomației, eu așa cred. Dar semne bune sunt și o să vă dau un exemplu. Chiar de ună zi, președintele Agenției Europene de Muncă a fost numit ambasadorul Cosmin Boiangiu, un om pe care l-am cunoscut, fostul reprezentant al României la Comisia Europeană. Haideți să fim cu încredere că lucrurile poate să se schimbă. Mulțumim. Pentru ultimele 2 minute, domnul George Simion, opinia dumneavoastră și ce le transmiteți telespectatorilor care vă urmăresc cu atât de multă atenție legat de ceea ce veți face în Parlament și nu numai. Noi românii, din păcate, avem obiceiul de a ne trezi în al 12-lea ceas, dacă ne trezim și atunci și sesizăm pericolul. Pericolul, iată, ne-a trezit pe mulți în actuala pandemie, ne-am dat seama că împăratul este gol, ne-am dat seama că
Suntem păcăliți de mult prea mult timp, unii care pretind că au control asupra situației, se dovedește că au control asupra fluxului de bani. E timpul să oprim lucrurile astea, este timpul să facem dreptate pentru România, iar vis-a-vis de ce s-a întâmplat în România și în alte state în ultimele 9 luni, este timpul să ne reluăm viața normală. Cu toții ne dorim asta, nu avem nicio altă opțiune decât a reveni la normal. Toate așa zisele soluții, școală online, purtatul măștii în exterior și mutarea polițiștilor de la a controla clanurile interlope, de a controla fără de legile, la a controla băbuțele dacă au mască în piață, sunt cumva de țin de teatru absurdului. Da. Este timpul mulțumesc să revenim mult, la normalitate. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc mult telespectatorilor care ne-au urmărit. Bună seara, toate cele bune.